N-aș zice că a fost chiar un miracol, pentru că noi am plecat la drumul acestei duble cu gânduri mari să ne calificăm. Mă bucur tare mult că meciul retur am reușit să-l ducem până la capăt și să recuperăm această diferență. Vă spun sincer că la Ljubljana mi s-a părut că am suferit o înfrângere nedreaptă. Cele 5 goluri au fost totuși prea mult pentru ce a fost atunci în teren și am zis tot timpul că vom remonta diferența și ne vom califica. Am fost sigur de treaba aceasta, chiar am estimat o diferență la mare de goluri. A fost o atmosferă deosebită, așa cum se întâmplă la mai toate meciurile Rapidului. Galeria Rapidului și-a făcut treaba extraordinară. Sala a fost plină, au venit foarte mulți oameni. Există această discuție că în București ar fi trebuit să avem de foarte mulți ani deja o sală adevărată la standardele actuale, cu o capacitate mai mare. Câți oameni credeți că ar fi venit la această partidă dacă sala era mai mare, așa cum spuneam că ar fi fost normal? Noi am pus bilete de vânzare aproape cu o lună în urmă și s-au vândut în 4 ore, în 5 ore. Nu cred că exagerez dacă spun că dacă sala avea 10.000 de locuri, acea eventuală sală ar fi fost 10.000 de rapidiști. Și nu e vorba doar de meciul acesta, absolut la toate meciurile din grupă, ar fi fost nevoie de o sală mai mare. Este Urmează o dispută în sferturi cu Vipers Kristiansand, echipă norvegiană care a câștigat ultimele două ediții din Champions League. Ok, n-ați fost de acord cu cuvântul pe care l-am folosit la început și poate că am greșit cu folosirea lui miracol, dar acum credeți că ar fi nevoie de un Acum, miracol? da. Acum, dacă trecem de Vipers, într-adevăr, ați avea dreptate, ar fi un miracol, pentru că Vipers este o echipă foarte puternică. Cum ați spus, este câștigătoarea Ligii Campionilor din ultimele două ediții. O experiență internațională extraordinară a celor de acolo. Însă, vă spun sincer că plecăm cu mult curaj la această luptă. Avem și noi șansa noastră. Până la urmă, nu avem nimic de pierdut. La ei este presiunea, ei trebuie să meargă în Final Four. Pe când noi am făcut o figură extraordinar de frumoasă în Liga Campionilor, ne-am atins obiectivul, acesta era obiectivul. Am făcut niște meciuri senzaționale în polivalentă, mai facem unul cu Vipers acasă în prima manșă și mergem acolo, poate să facem miracolul de care pomeneți. Sfertul acesta din Champions League mi-aduce aminte de sfertul de final a reușit de Rapid la fotbal în Cupa UEFA în 2006. Și acum avem în Champions League două echipe românești ajunse în sferturi, cum am avut atunci când Steaua și Rapid și-au disputat sfertul acela UEFA Fantastic. Acum în sferturile Champions League sunt Rapid și CSM București. Cum vedeți această situație? Mi-ar plăcea tare mult să mergem cu cei de la CSM în Final Four. Ar fi un lucru extraordinar și un adevărat miracol, chiar un miracol total, ar fi să jucăm finala. Cum ar fi finala Champions League de la Budapesta să fie desfășurată între Rapid și CSM? Un lucru extraordinar, chiar ar fi un super miracol. Apropo de acest scenariu miraculos de care pomeniți, cred că ar fi foarte puțini spectatori maghiari în tribune și foarte mulți spectatori români care ar veni la Foarte mulți Budapest. spectatori rapidiști, Foarte cred. mulți spectatori rapidiști, într-adevăr. Aș vrea să aduc aminte, apropo de miracole, Români, dar rapidiști. că dumneavoastră și antrenorul Kim Rasmussen, pe care l-aveți acum la Rapid, ați fost împreună și la acel triumf pe care l-ați reușit cu CSM București când ați câștigat trofeul Champions League în urmă cu 7 ani. Da, într-adevăr, cu Kim, acum 7 ani, am făcut un miracol la vremea respectivă, câștigând Champions League la prima participare, undeva similar cu ce se întâmplă anul acesta. O să vă spun un lucru în premieră. Atunci, înainte de a câștiga campionatul cu CSM București și a merge în Final Four, am terminat pe locul 6, ca și anul trecut, înaintea câștigării titlului. Așa că avem premisele unei
Noi izbânzi cu Chimu, cu locul 6, cu titlul de campioană, cu Budapesta, nu merge până la capăt. În acest moment, pentru că pomeneam de rivalitatea aceea care ajunsese la apogeu între Steaua și Rapid când s-a disputat acel sfert de final în Cupa UEFA la fotbal, în acest moment avem o rivalitate încinsă între Rapid și CSM București în handbal. Aș vrea să vă întreb dacă s-au mai calmat însă lucrurile în raport cu Cristina Neagu, pentru că au fost foarte multe comentarii legate de ostilitatea pe care a arătat-o de galeria Rapidului la adresa Cristinei Neagu. Da, ostilitatea galeriei poate a fost puțin exagerată la meciul din Polivalentă. Însă, cum spuneam și anul trecut, atât Cristian Neagu cât și Adi Vasile au făcut niște declarații absolut iresponsabile la momentul respectiv. Nu au știut să accepte înfrângerea, nu au știut să accepte că Rapid a fost mai bună în anul trecut și noi am câștigat titlul și au pus pe seama altor factori înfrângerea lor pe total. Pentru că nu a fost vorba de o înfrângere într-o partidă. Au găsit tot felul de explicații care au deranjat fanii noștri și la meciul din cupă fanii noștri poate au sărit puțin calul. Această performanță deosebită... Dar e un subiect închis, nu cred că mai e cazul. Fiecare a tras învățămintele, cred eu și Cristina și noi, mergem mai departe, lucrurile trebuie să continue într-o manie de fair play, nu ce s-a întâmplat atunci. Aș vrea să remarc această performanță deosebită pe care o reușiți cu echipa de handball, calificarea în sfertul, vine și în acest context special în care ideea de Rapid împlinește 100 de ani în acest an, 2023. Da, da. Da, este anul centenarului, este un an special pentru noi. Am făcut investiții și în secția de basket. La basket masculin suntem acolo pe podium, la volei feminin suntem pe podium. Handbalul la fel, vorba de CSM. E posibil anul acesta ca ei să reșide titlul și noi acceptăm acest lucru fără a pune înfrângerea noastră pe alte pentru a dat bine pe altceva decât pe noi. Suntem la anul centenarului, Rapid arată ca un club foarte unit. Cu cei de la fotbal alcătuim o adevărată familie, CSU și FC-ul. Și cum sună și sloganul anul acestui an, împreună către 100, am lansat tot felul de evenimente care să preceadă acea mare sărbătoare de pe 25 iunie. Sigur că prezența jucătoarelor de valoare din echipe mari naționale din Europa, din lume general, este esențială pentru astfel de performanță, dar aș remarca faptul că Rapid dă și 5 jucătoare naționalei României care încearcă să treacă de un baraj și să se califice la campionatul mondial din acest an. Da, da. Întotdeauna ne-a preocupat și am vrut ca în cadrul echipei să avem jucătoare de națională. Ne-am dorit poate și mai multe, însă, din păcate, la nivel european trebuie, măcar pentru ceea ce ne propunem noi, adică finalmente câștigarea Ligii Campionilor, un nivel mai înalt al lor, jucătorilor de handball. Sunt puțini în România care pot juca în Final Four. În urmă cu câteva zile aici la ProSport Live, ministrul sportului Carol Novak a subliniat faptul că nu renunță la inițiativa sa ca în acest moment orice sport de echipă din România, în orice sport de echipă din România să fie permanență pe teren, cel puțin 40% dintre jucătoare să fie din România. Handbalul nostru la vârf, mai ales în handbalul feminin, dar și în cel masculin, această regulă nu poate fi respectată la cum sunt constituite lucrurile în acest moment. Cum comentați acest anunț al ministrului că nu renunță și mai mult vrea pe viitor să ducă această cotă și la 50% sau chiar la 60%? E foarte bine că și el e un tip care își menține opiniile, e consecvent.
Păcat că nu-și dă seama că ceea ce spune nu are și o realitate în teren, în viața de zi cu zi. La momentul de față să nu avem o bază de sportive, mă refer la handball, acum handball feminin, da? Dar același lucru este și la handballul masculin. E o metodă sau o măsură populistă, ar fi fost mult mai înțelept să creeze o strategie care să producă în câțiva ani handbaliste și handbaliști și apoi să-i poți integra. Aceasta este o măsură născută peste noapte ca să apară în față cu ceva. Ați enunțat mai devreme acest obiectiv extraordinar de îndrăzneț, câștigarea trofeului Champions League de echipa de feminină de handball a Rapidului. În cât timp credeți că se poate întâmpla așa ceva? În 3-4 ani, nici nu mă gândesc mai mult. Vreau să câștig cu Rapidul Champions League în maxim 3-4 ani. Să facem o academie puternică, să investim și în alte sporturi, dar maxim 3-4 ani să câștigăm să ajungem Champions League în București. Credeți că Rapid, la cât de intensă este atmosfera și la meciurile de handball și la meciurile de fotbal, vedem, credeți că Rapid poate, într-un anumit interval de timp, să devină cea mai populară idee de sport, nu știu, în București și în general în țară? Da, cu siguranță. La ce emulație este în jurul echipei de handball, al echipei de fotbal, vom duce acest lucru și către basket și volei, pentru că vrem prin această echipe mari să aducem copiii la sport. Aici domnul Novak ar trebui să gândească, de exemplu, la handball. Efectiv, nu mai avem unde, avem aproape 400 de copii la grupele de juniori și nu avem unde să ne mai dezvoltăm, nu mai avem sări, nu mai avem infrastructură. Copiii ar vrea să mai vină, efectiv nu mai avem unde să ne desfășurăm activitatea în Academia de handball. Așa se întâmplă și la basket și la volei. Acolo ar trebui investit, dar bineînțeles nu se poate peste noapte, însă acolo ar trebui investit, nu sări peste imediat cu 30%, 40%, 60% jucători români pe care nu știu de unde i-ar putea scoate cineva.